În speranța de a găsi un trai decent și o viață mai ușoară, Eugen Andrieș părăsește Moldova la începutul anilor 2000. Ajunge în orașul italian Trento, unde, spune bărbatul, a venit ca miile de moldoveni să-și dobândească existența, cea pe care a pierdut-o în țara natală. Ce v-a făcut pe dumneavoastră să plecați de acasă? Știți cum zice Urschi și soacra? Știi cum se spune, că zici că trebuie să ai casă, masă și astea. Eu atunci stăteam cu soția în cămin. Mai aveam nevoie de o casă, de un apartament, de o mașină. Și asta m-a făcut să vin în Italia. Eugen Andrieș este medic de profesie. A activat ani buni la Spitalul Republican din Chișinău. Conaționalul nostru spune că i-a fost greu să abandoneze meseria, însă politicile de acasă nu mai erau favorabile carierei lui Eugen și a fost nevoit să ia calea pribegiei. Dacă eu rămânem în Moldova, tot. Că am învățat la Moscova, în aspirantură și mă ocupam cu cancer la linic. Îmi pare rău că am pierdut mânuța de chirurg. Totuși, Eugen Andrieș nu s-a lăsat în totalitate de profesat medicina. În Italia, el a devenit doctorul mașinilor și a deschis un salon auto care astăzi se bucură de clienți chiar și din Moldova. Cât este de greu unui moldovean să-și deschidă propria afacere în contextul în care vă confruntați cu birocrație străină și așa mai departe? Eu mi-am deschis-o în 2000. Atunci Sfâteș era liber cu băncile, cu tot. Acum... Este o problemă pentru că trebuie să ai un tip de fiducie, să zicem în italiană, fiducione bancaria. Adică trebuie să ai 50.000 de euro care tu îți dă banca ca bani, să zicem, electronici. Da, îți dă voie să lucrezi. Chiar dacă are un venit stabil, eroul nostru se gândește totuși să revină acasă. Eugen Andrieș vrea să pună în aplicare noi metode în domeniul medicinii. Cât profit aveți pe lună? Băi, câteodată ajung și la 4-5.000. Dar câteodată mai stau 2-3 luni acasă. Dar știți cum, de acum mai aștept un pic și aș vrea să vin acasă, că am niște idei foarte frumoase. Ce anume? Dar îmi place genetica, nanotehnologie. Odată cu asocierea Moldovei la Uniunea Europeană și moldovenii stabiliți peste granițe, cred în viitorul țării noastre. Eu cred că noi trebuie să ne gândim la țara noastră. Moldova e o mică Șveițarie. Noi avem niște oameni foarte frumoși. Potrivit statisticilor oficiale, 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt plecați la muncă în străinătate, însă în realitate se consideră că circa 1.000.000 de moldoveni sunt plecați peste graniță. În ultimii ani, destinațiile preferate ale muncitorilor moldoveni sunt țările din Uniunea Europeană, unde pot câștiga cel puțin 500 de euro pe lună.